O băutură energizantă extrem de cunoscută trebuie scoasă de urgență de la raft. A fost emisă o alertă cu privire la oxidul de etilenă, o substanță extrem de periculoasă pentru organismul nostru. Șirul produselor retrase de pe rafturi continuă. De data aceasta este vorba despre o băutură energizantă foarte cunoscută care retrage de pe piață un lot de băuturi după ce s-a depistat o substanță cu risc cancerigen. Este vorba despre 200.000 de doze cu băutură energizantă Hell Energy care trebuie să fie retrase imediat. Chiar producătorii sunt cei care au descoperit prezența oxidului de etilenă în aditivul utilizat, o substanță folosită de regulă pe post de pesticid sau dezinfectant. Să vă precizez prea multe în legătură cu ele, dar sunt agreate, văd, cam de mulți tineri și chiar de bărbați de 50 de ani, de 60 de ani. Acum a trecut cineva cu un bax. Au îndulcitori, au coloranți și cred că numai protecția consumatorului poate să-i spună cuvântul dacă sunt bune pentru sănătate sau nu. Cei care au apucat deja să cumpere sucul sunt sfătuiți să nu îl consume, să-l arunce sau să îl returneze în magazinul de unde l-au cumpărat până pe 27 septembrie. Dacă aveți și bonul, puteți să primiți banii înapoi. Nu este prima dată când Autoritatea Națională Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor retrage de la raft produse cu astfel de probleme. Inclusiv 20 de sortimente de înghețat au fost scoase din magazine tot din cauza prezenței oxidului de etilenă. Așa știu și eu și așa am auzit că nu sunt bune, deci ceva au. Deci chiar nu fac bine. Evităm să dăm la copii mai ales. Deci în niciun caz nu fac bine, dar cum sunt copiii de vor, câteodată trebuie să le mai dai. Dar oricum nu sunt bune. Șirul produselor retrase de pe rafturi continuă. De data aceasta este vorba despre o băutură energizantă foarte cunoscută care retrage de pe piață un lot de băuturi după ce s-a depistat o substanță cu risc cancerigen. Nu mă pricep la băuturi. Dar credeți că aceste băuturi energizante de sunt peste tot la toate colțurile, la toate magazinele, creează o dependență în rândul tinerilor? Eu să vă spun drept, de când sunt născut, eu mi-am făcut țuica mea și vinul meu. Nu știu să vă răspund la așa ceva. Nici nu le-am gustat. Credeți că tinerii din ziua de azi sunt dependenți de aceste băuturi energizante? După câte am înțeles, da. Da. În primul rând că sunt pline de chimicale, compuși, bineînțeles că nu-i cunosc, nu sunt de specialitate ca să-mi dau părerea direct. Compania producătoare a luat această decizie după ce a primit o informare din partea unui furnizor de ingrediente. Acesta a precizat că în compoziția materiei prime, adică guma de caruba, s-a depistat prezența oxidului de etilenă.